Observat, fiind o piesă nouă pe care vreau să vă prezint, am cântat-o puțin mai rar, pentru că mai sunt unele scăpări, că nu e ce vreau eu. Este un cadou muzical pentru un om care a avut grijă de mine. După fiul meu, acest om pe care îl cheamă Lucian, a avut grijă de mine ca de propriul lui frate. Și ora asta o să fie pentru el și o să o numesc cum vrea el. Dacă vrea să o numesc ora pentru Lucian, o numesc așa. Dacă vrea să o numesc ora de la Londra, o să o numesc așa. Ea este încă în lucru. Știți și voi foarte bine viața pe care o trăim acum cu toții și nu știu dacă o să pot să intru în studio prea curând. Este o piesă, cred eu, plăcută. Și când o să o stăpânesc mai bine și împreună cu colegii mei, sper să iasă ceva frumos. Așa că, dragul meu Lucian, trebuia să mă revanșez și eu cu ceva față de tine și nu prea aveam eu cu ce decât cu asta. Cu ce pot să fac și eu. Fiecare îl lasă Dumnezeu cu un dar
mai mult sau mai puțin mare. Te pup cu drag, Luciane, și sper să fie o surpriză plăcută pentru tine.